Despre cartea lui Dumitru Studiu, chiar și Andreea a spus lucrurile importante și aș adăuga doar faptul că primul lucru care m-a frapat cumva și m-a bucurat foarte mult este, hai să spunem, structura ei tehnică. E o carte ca o spirală de ADN. Are o structură simplă, dar autoreplicantă, care permite, de fapt, o complexitate uriașă a scriitorului Dumitru Studiu. Tehnica e foarte simplă. Sunt create niște... ideea e simplă, tehnica nu e simplă. Sunt create niște instantanee, are aceleași zile, da, din ziua de naștere a personajului. Dar aceste instantanee sunt, de fapt, niște imagini de o, hai să spun, niște tabor complexe de o intensitate și de o forță incredibilă. Spunea Andreea că ai vrut să ai trei cărți diferite. Mie mi se pare că există o sensibilitate comună la baza celor trei cărți. Există un anumit sentiment din ăsta tragic al felului în care existența este disruptivă și în care poate distruge pur și simplu destinele individuale. Există un anumit sentiment al distopiei care trece ca un tren cu indiferența proceselor despre care știi că vorbeam cu Sina acum câteva zile. Marile procese care mișcă lumea, de la procesele istorice până la cele, ca să spunem, fizice și care prind cumva în malaxorul lor existențele fragile individuale ale oamenilor. Nu știu dacă a fost în intenția autorului o vagă asumare structurală cu o zi din viața lui Ivan de Rusovic, poate că da, poate că nu, nu știu, însă există o anumită vibrație comună, cred, între cele două cărți. De asemenea, o carte de mare forță, de care